Forțele aeriene israeliene participă la exercițiul aerian Blue Sky din România, pentru prima dată din 2010. Escadrila 131, cunoscută și sub numele de Escadrila Pasărea Galbenă, cu avioanele sale de transport C-130E și Escadrila 103, cunoscută sub numele de Escadrila Elefanților, cu avioanele sale de transport C-130J Super Hercules, au desfășurat forțe în România duminică. Ca parte a exercițiului, forțele se vor antrena în, cităm, scenarii de luptă cu accent pe zborul într-o zonă necunoscută la altitudine joasă, pe zi și noapte, încheia citatul. Se spune că zonele din România sunt similare cu topografia din Iran. Acesta este primul exercițiu militar israelian care se desfășoară pe pământ românesc de la accidentul soldat cu morți din 26 iulie 2010, când un elicopter israelian s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în Munții Carpați. Premierul Yair Lapid a plecat marți într-o vizită diplomatică la Paris, unde s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron, prima sa vizită în calitate de premier israelian după preluarea mandatului vineri. Cei doi lideri vor discuta despre atacul cu drone al Hezbollah de la sfârșitul săptămânii trecute asupra platformei de gaz Karish din apele maritime de nord a Israelului, care s-a încheiat cu interceptarea celor trei drone de către armata israeliană. Franța este considerată patroana Libanului. Înainte de a pleca, Lapid a avertizat Libanul cu privire la consecințele atacurilor repetate ale Hezbollah asupra Israelului. Mesajul a fost ferm, cităm, guvernul Libanului trebuie să țină sub control Hezbollah să oprească astfel de atacuri, altfel vom fi noi obligați să facem acest lucru, încheia citatul. Se pare că Lapid va prezenta materiale lui Macron care dovedesc că Hezbollah pune în pericol stabilitatea Libanului și îi va cere să facă presiune asupra Beirutului pentru a pune capăt negocierilor asupra frontierei maritime. Moscova a cerut luni Israelului să oprească campania sa de atac aerian, cităm, categoric inacceptabil, încheia citatul, împotriva țintelor susținute de Iran în Siria, semnalând o nouă rupere a relațiilor dintre Ierusalim și Kremlin. Siria a acuzat Israelul că a lansat o agresiune aeriană dinspre Mediterana cu mai multe rachete ce au lovit sâmbătă locații din apropierea orașului sirian Tartus, unde se află una dintre principalele baze navale ale Rusiei. Ministerul Apărării din Siria a declarat că atacul a rănit doi civili. Ministerul de Externe al Rusiei a condamnat ferm astfel de acțiuni responsabile care încalcă suveranitatea Siriei și normele de bază ale dreptului internațional și cere încetarea lor necondiționată. Israelul nu a comentat presupusul atac aerian și are o politică de a discuta rareori despre activitățile sale militare din Siria. Cu toate acestea, Israelul a declarat că este hotărât să lupte împotriva prezenței iraniene în Siria și se crede că a efectuat sute de atacuri în ultimii ani pentru a opri Iranul să înarmeze grupările teroriste din zonă. Situația grupurilor religioase minoritare din India s-a deteriorat în ultimii ani și este departe de a se îmbunătăți. Cele mai recente dovezi sunt adoptarea unei legi anticonvertire în statul Karnataka. Acesta este unul dintre cele mai vestice state din India, iar capitala sa, Bangalore, este un puternic centru tehnologic. Legea interzice și pedepsește convertirea forțată fără să explice clar ce reprezintă asta, lăsând loc astfel la interpretări și posibile abuzuri din partea statului. Include de asemenea o mențiune specială a fenomenului cunoscut sub numele de jihadul iubirii, care se referă la cazuri de convertire din motive de căsătorie între soți de diferite religii. Regulamentul prevede că noi convertiți trebuie să notifice subcomisarul cu un preaviz de 30 de zile înaintea convertirii lor. Legea impune pedepse cu închisoarea între 3 și 5 ani. Dacă infractorul este o femeie sau un copil sau un dalit, adică membrii ai celui mai sărac grup demografic din sistemul tradițional de caste hinduse, pedeapsa cu închisoarea poate fi mărită la 10 ani. Alianța Evanghelică Mondială împreună cu Open Doors au trimis recent un raport Națiunilor Unite în care se condamnă legile anticonvertire. Oh.